Bem sucurile ca pe apă sau uneori chiar ca un înlocuitor. De asemenea, suntem chiar campioni în Europa la acest capitol. Specialiștii atrag atenția că este foarte periculos consumul de sucuri zilnic și chiar și cel de fructe în cantități mari poate duce la diabet și obezitate. Un român ajunge să bea într-o zi și 2 litri de sucuri acidulate. Specialiștii avertizează că excesul de acid și zahăr poate duce la diverse probleme de sănătate, inclusiv obezitatea. Eu personal nu consum suc. Am consumat, într-adevăr, dar eu zic că sucul nu e bun. Cunosc foarte multe prieteni în familie care nu pot sta fără suc. Clar. Deci sucul consumă ca pe apă. Băuturile carbogazoase sunt preferatele societății din secolul 21, în fiecare an consumându-se tone de astfel de lichide. Potrivit oamenilor de știință, băuturile carbogazoase sunt responsabile de dublarea sau chiar triplarea incidenței cariilor dentare, deoarece acestea atacă și dizolvă smalțul dinților. Credeți uneori că exagerați cu sucul zilnic? Exagerăm, da. Deloc chiar. Eu nu exagerăm. Exagerez. Eu nu. Consumați uneori sucul ca pe apă? Da, 2 litri pe zi, la ordinea zilei. În aceste băuturi nu există componente nutritive, marea majoritate fiind preparate din apă filtrată și zaharuri rafinate. Specialiștii avertizează faptul că aciditatea scade densitatea osoasă și promovează pierderea calciului din organism. Astfel, riscul de osteoporoză crește.